Nu te vinde pe gunoaie amăgit de jurăminte. Viața ta e mult mai scumpă decât ciorbele de linte. Și nu-l vinde nici pe Domnul care te-a răscumpărat, căci în sângele lui este prețul tău adevărat. Aleluia. Unge-ți ochii, frate dragă, cu cereasca alipie, căci de ei atârnă viața și întreaga-ți veșnicie. Eva a privit într-una fructul neîngăduit și a pierdut grădina sfântă a Edenului dorit. Dima predica cuvântul și mergea chiar și în misiune, dar privea și la vitrina cu păcatele nebune, tot uitându-se la ele, azi un pic și mâini un pic, a pierdut coroana vieții pentru lucruri de nimic. Iar femeia elegantă, harnica lui Lot soție, oare nu-i scăpase viața din Sodoma de urgie? Dar în clipa cea nefastă, ochii au privit înapoi și s-a prefăcut în sare înghețată într-un sloi. Ia-l pe Moise ca și pildă, cel ce-i scos din asuprire. El și-a pironit prin credință ochii înspre răsplătire. Și-a privit numai la Domnul și prin el s-a ridicat, fără teamă de mânia faraonului turbat. Iuda n-a vândut pe Domnul, Iuda s-a vândut pe sine. Și ispititorul vine cu arginții și la tine. Când îl vezi că dă târcoale, strigă tare răspicat: am fost cumpărat de Iisus, târgul este încheiat. Amin.